Uite ce pâine bună! Ce faceți? Două pâini aveți? E abundență de pâine la Telorman. E dublu totul, da. Hai veniți încoace la pâine, uite ce pâine de Telorman. Uite ce bine e coaptă. Ia luați! Hai că știți tot ce e urât. Vă rog că firma să arătați în bătrânță că mi-a murit mie pata de foame. Ce să dă foame, a murit? Mi-a îngropat o să mă plâne de scurte. Dar cum s-a întâmplat? E prima rea mea în domnule, exact domnule. Veniți domnule, vă primiți să mă rugați atâția ori la mine acasă. La curie să vă dați scrisoarea, vă rog. Hai, lasă că citește domnule. Hai, luați din pâine la acea de la urmă. Uite, e proaspătă. Mă rog, sănătate. Ia puște. Ia puște. Haideți. Trăiți sănătate. Ce faceți, doamnă? Tu ai puște pe pâine? Ia. Trăiți proaspătă. Bine ați venit. Sănătate. Să dăm și noi mâna cu domnul Diaconescu, că de-aia vin la vizită. Să trăiți, să trăiți. Suntem aici, să trăiți. Da, a venit domnul Diaconescu. Sănătate multă. Bine ați venit. Foame. Hai, foame, da, luați. Bine ați venit. Uite, așa, gata. Gata, gata. Gata, gata. Hai mai luat un pâine astea. Da, ce pasă mai astea. Pășesc puțin culoarea acolo, mă rog frumos. Da, da, da. Da, da, da. Intrăm, intrăm, că mi-e doar. Lasă-mă-i puțin, vrei să te facem un culoare aici ca să mergem, da? Să mergem aici, da? Ok. Bun, mă rog, domnul Diaconescu, să-l trezesc cu Pătescu. Sunt de acord, da. Președintele țării, să trăiască! Să faceți ceva pentru satele astea de la țară, să avem și noi locuri de muncă, de la oraș, nu putem să ne ajutăm. Dar n-așa de capul nostru și nu-i dă nimic. 10 ani am lucrat și nu dă niciun ban. A spus că n-are drept. Da, să mai stăpă, așa alții jos să mai stăpă. Și acum a făcut dosare false. Și acum e de pisat pe ea care a făcut dosare false, dar a scos la pensie, două pensii. Da? Dar nu e bine. Eu nici pe caz de boală nu pot să ies, că a zis că n-am 15 ani. Și uite, sunt amărâtă, băi, de capul meu în pensiune, 39. 18, că m-am zăpăcit, dracu. Bine v-am găsit aici pe toți în Telorman. E prima mea vizită la dumneavoastră în localitate. Și promit să mai revin, fiindcă trebuie să și sărbătorim victoria în alegerile următoare. Sunt aici împreună cu dumneavoastră și am multe motive de bucurie. Nici nu știu cu care să încep prima oară. În primul rând că vă văd pe dumneavoastră. În al doilea rând că reușim să împărțim din puținul nostru pâinea asta simbolică așa a poporului. Și în al treilea rând să vă dau o veste că astăzi am reușit, chiar acum o jumătate de oră, să câștigăm procesul cu CNA-ul și să recuperăm licența de emisie a OTV-ului. Și sunteți prima localitate cu noroc, cum se zice, în care facem acest anunț public și de-aia o să rămâneți în istoria televiziunii, cel puțin, fiindcă aici e primul loc în care sărbătorim victoria, aici la Drăgănești de Vlașca. Acum, pe de altă parte, cred că tot aici o să venim prima oară după 10 iunie, împreună cu domnul Izină, cu viitorul președinte al Consiliului Județean Telorman, omul care va reuși să învingă aici sistemul și omul care după foarte, foarte mulți ani va face astfel încât să nu mai dispară din banul dumneavoastră, din banul județului și împreună aici cu viitorul primar al dumneavoastră, de asemenea, vom sărbători victoria în 11 iunie. Pentru prima oară, Drăgănești Vlașca va avea un buget întreg prin care nu va mai fura nimeni banii. Astfel încât banii să ajungă la fiecare dintre dumneavoastră, ca adineaură, doamne, să vă ieta că n-are ajutor social deloc,
că are nevoie de bani și sunt sigur că banii v-au dispărut în diverse feluri. Vi-au furat ciocoii care au condus și conduc județul Telerman și localitatea dumneavoastră. Evident, în ultimul rând, dar nu în cele din urmă, trebuie să vorbim despre mega ciocoiul Traian Băsescu, care și el trebuie să pice. Întâi să pice ciocoii din județul Telerman și apoi, pe rând, să pice ciocoii din guvernul de la București și, într-un final, Traian Băsescu. Dar trebuie să lovim la temelie, în primul rând, să dăm jos pe toți pedeliștii de aici, din județul Telerman, și apoi să dăm jos pe pederistul cel mare, pe Traian Băsescu, cel care ne-a făcut atât de mult rău. Acum, eu, mulțumindu-vă dumneavoastră pentru această primire foarte călduroasă și la propriu și la figurat, am să rog și pe viitorul dumneavoastră lider al județului, pe domnul Izină, prietenul meu mai vechi, să vă spună câteva cuvinte aici la această frumoasă sărbătoare, frumoasă întâlnire. Mulțumesc, domnule președinte! Este destul de greu să vorbești după domnul Dan Diaconescu, dar vreau să vă spun câteva cuvinte. Odată la 4 ani aveți puterea de plină. Aveți și pâinea și cuțitul. Trebuie să decideți pentru dumneavoastră. Uitați-vă cum sunt drumurile dacă o luați spre Fidele. O să vadă și domnul președinte acum. Dacă sunteți mulțumiți de ceea ce se întâmplă în județul Telerman, acum, după 22 de ani, după 16 ani de domnie acelorași oameni, aveți la dispoziție și pâinea și cuțitul pe 10 iunie, când dumneavoastră veți hotărâ cei care vă vor conduce atât la nivel local cât și la nivel de județ. Ce aș putea să vă mai spun, sunt multe lucruri care se pot discuta. Nu mai vreau să discut despre sărăcia în care se... Să știți că județul Telerman se află pe locul 35-37 într-o ierarhie la nivel național în ceea ce privește gradul de sărăcie, în ceea ce privește locurile de muncă, șomajul cel mai crescut. De ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că cei care conduc județul și îl conduc de atâția ani nu vor decât să mențină o populația săracă pentru ca din 4 în 4 ani să-i mituiască și să le culeagă votul necinstit. Veniți la vot pe 10 iunie și votați în deplină cunoștință de cauză cei care vă vor binele dumneavoastră și al copiilor dumneavoastră. Vă mulțumesc! Acum vreau să dau cuvântul spaimei numărul 1 a ciocoilor de aici din Drăgănești Vlașca, adică lui Sorin Ovidiu Bălan, viitorul ministru de interne, care o să-i aresteze pe toți corupții din județul dumneavoastră și o să le ia banii ca să vi dea dumneavoastră înapoi. Bună ziua, oameni buni, mulțumim frumos de primire. Nu vreau să vă spun decât să vă gândiți la un singur lucru. Cum de se face că aici, în Câmpia Burnazului, unde este cel mai roditor pământ din Europa, oamenii trăiesc cel mai rău din Europa? Cum au reușit ăștia să stați pe așa o bogăție, să trăiți atât de prost? Iar în al doilea rând, știți bine ce se întâmplă și cu cel care a cucerit jumătate din județ. Nu a cucerit, a pus stăpânire cu cel care stăpânește la Zimnicea, cu cel care stăpânește la Turnul Măgurele și într-o zi o să ne scoată morții din cimitire ca să vândă și terenul. Gândiți-vă atunci când votați și întrebați-i atunci când vin și vă spun că au soluții, de ce trăiți atât de prost cu soluțiile lor. Vă mulțumesc! Să-l ascultăm acum și pe viitorul dumneavoastră primar de aici, din Drăgănești Vlașca. Concetățeni, astăzi avem onoarea de a-l avea prezent pe domnul președinte Dan Diaconescu, căruia îi mulțumim pentru prezența, și îl asigur că pe 10 iunie, împreună cu voi, simpatizanții ai Partidului Poporului Dan Diaconescu, vom face tot posibilul pentru a câștiga alegerile. Și a instalat la conducerea localității oameni cinstiți, muncitori, care sunt siguri că își vor dărui toată priceperea pentru binele acestei localități. Sunt conștient că este o misiune extrem de grea, dar am speranța că împreună cu voi pe 10 iunie vom ieși la vot și vom spune nu oamenilor care au condus până acum localitatea. Intenționez să demarez un proiect concret pentru asfaltarea străzilor principale din comună, reabilitarea tuturor trotuarelor și extinderea rețelei de apă curentă. După cum știți, deja există o rețea de apă a străzilor principale, dar nu este funcționabilă. Scopul nostru este să facem funcționarea acestei rețele și în al doilea rând să o extindem. Pentru acest lucru există deja fonduri în primăria noastră. Dragi drăgăneșteni, eu reprezint curentul schimbării în bine
Și dacă vă doriți ca lucrurile să intre pe un făgaș normal, iar comuna noastră să se alieze standardelor societății moderne, vă invit și vă rog să fiți alături de mine și de echipa mea. La nivelul administrației locale, milităm pentru o transparență maximă pentru cheltuirea banilor publici. Vă mulțumesc, să ne ajute Dumnezeu! Vă reamintesc că, de fapt, eu voi candida la primăria dumneavoastră, fiindcă pe fiecare buletin de vot va sta scris Partidul Poporului Dan Diaconescu de sub și sub Dan Diaconescu va fi numele prietenului nostru al viitorului primar. Am o altă premieră aici pentru dumneavoastră, pentru prima oară în Teleorman o arădeam, că e vorba de președinta partidului nostru la nivel național, e vorba de Simona Man, pentru prima oară la Drăgănești Vlașca. Bună ziua și bine v-am găsit! În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru felul frumos în care ne-ați primit, pentru numărul mare în care sunteți astăzi aici și vreau să vă spun că dacă astăzi ați venit aici să ne vedeți și să ne ascultați doar, sunt convinsă că pe 10 iunie vă veți lua și vecinii, și rudele, și prietenii și veți ieși la vot. Și veți vota schimbarea. Veți vota PPDD. Acum mă grăbesc să vi-l dau la microfon pe doctorul nostru de suflete, pe cel mai mare patriot român în viață, pe Florin Condurățeanu. Vă pup pe suflet, oameni harnici și calzi la inimă, cei din Drăgănești, Vlașca și teleormănenii în general. Am străbătut rândurile dumneavoastră, un bărbat drăguț și în plină formă aici de față mi-a strâns mâna că prin emisiunile mele s-a lăsat de fumat. Aici un bărbat puternic mi-a strâns mâna și mi-a șoptit la ureche să am grijă de Dănuț al nostru. Eu vă garantez, știindu-l pe Dănuț al nostru, de când era un student care avea numai idei deștepte și idealuri de înălțime mare, că el nu are niciun interes decât să facă o îmbunătățire destinului fiecarei familii de români. Și vă spun că Dan nu vă va trăda niciodată și dacă prin votul dumneavoastră, așa cum toți doresc o întinerire a conducerii țării, vă va privi în ochi, fără să se rușineze, veți simți măsurile lui care vor duce la îmbunătățirea dumneavoastră, a vieții dumneavoastră, fiindcă o meritați din plin. Vă pup pe suflet! Ia Conescu și popor! Ia Conescu și popor! Ia Conescu și popor! Vrei să-ți obligi cu mama să iasă la vot, da? Acum am o altă premieră aici, poate nu știați, dar secretarul general al partidului nostru la nivel național e teleormănean de-al dumneavoastră, adică Liviu Neagu, prezent aici alături de mine, de 2 ani alături de mine la București și acum pentru prima oară alături de mine la Drăgănești Vlașca. Bună ziua, Drăgănești Vlașca, bună ziua, Teleorman! Este prima întâlnire pe care o avem în Teleorman. Aici ne aflăm, după cum știm, la o răscruce de drumuri. Un drum duce către București, altul către Alexandria, unul către Videle, altul către județul Giurgiu. La fel se află și România în acest moment, la o mare răscruce de drumuri. Am bâșbuit destul prin bezna istoriei, este momentul să ne alegem drumul cel bun. Nu uitați, în iunie pe 10, votați de nota 10. Votați pe PDD. Eu acum vă mulțumesc încă o dată, mă uit la copilașii dumneavoastră frumoși. Și nu ratați această șansă, această oportunitate extraordinară de a le schimba viața. Dacă dumneavoastră a fost cum a fost și a noastră la fel, de 22 de ani încoace, numai cu PSD și numai cu PDL, aici în Teleorman cel puțin a fost chiar un adevărat blestem să fie împărțit județul în două între cei doi mari voți, acum aveți cu cine să votați, acum nu mai puteți să le spuneți copiilor dumneavoastră peste 4 ani sau peste 10 ani, că de fapt în 2012 n-ați avut cu cine vota și de-aia a ieșit tot Dragnea, de-aia a ieșit tot PSD-ul, de-aia a ieșit tot Videanu, de-aia a ieșit tot PDL-ul. Acum aveți variantă, aveți aici pe scenă o mică parte din echipa noastră, din echipa noastră de vis, cum spunem noi, din Dream Team-ul nostru. Aveți la București și altă mare echipă pe care v-am prezentat-o în frunte cu americanul Horia Mocanu. Aveți printre dumneavoastră o mulțime de consilieri locali foarte destoinici, aveți așadar tot ce vă trebuie. O să aveți și o ștampilă mică și puțin tuș în data de 10 iunie. Trebuie să ieșiți la vot 10-15 minute cu copilași în brațe, singuri în cabina de vot,
să hotărâți viitorul lor. Eu vă mulțumesc anticipat oricum pentru ceea ce veți face, mulțumesc pentru ceea ce ați făcut pentru mine personal în ultimii 2 ani, pentru felul în care ați privit OTV-ul și ne-a susținut și dacă am învins astăzi ciocoii din CNA, de ce n-am învinge peste o lună ciocoii din Teleorman? Mulțumesc încă o dată, ne revedem tot aici ca să sărbătorim victoria după data de 10 iunie. La revedere, nu ratați mandatul de președinte al Consiliului de Senat, domnul Izină, și al primarului nostru din Drăgănești-Vașca, fiindcă nici nu știți ce pierdeți. Inclusiv al meu de președinte, să rămână. Avem câte 4-5 copii, suntem 12 aici în casă, nouă nu li se dă. Se dă la oamenii tot care are, nouă nu li se dă, să știți. Păi vedeți de ce trebuie să dați cu ei jos? Băiatul meu e în pușcărie de 6 luni, nu i s-a dat un ajutor, nu i se dă nimic, să știți, are 4 copii. Da, eu cred că ține cost de partide, da, și mie nu-mi dă asta. Nu s-a dat, nu avem bani, mamă, să fără. Dacă nu sunt cu ei, eu am făcut două preinfarcturi și mă duc și muncesc să țin 4 copii. Dar ce țin? Eu acum ne-am timp ce țin, am vorbit în urmă. Da, mă, băieți nevinovați. Cade că să pe mine, n-am niciun și că ai ajutat multă. Dacă n-am știut oameni care nu mi-a lăsat să-mi știu să mă țin, eu doar să mă la televizor și nu-ți face nicio dreptate. Am toți. Să rămână!